Primarul New Yorkului, Bill de Blasio, a declarat într-o conferință de presă că datele preliminare ale anchetei indică drept cauza incidentului o explozie în rețeaua de distribuție a gazului. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Pompieri din New York a explicat că 3 din clădirile afectate de incendiu s-au prăbușit total sau parțial, iar în cea de-a 4-a focul a cuprins doar părți izolate. Cele 4 blocuri aveau în total 49 de apartamente, potrivit unui purtător de cuvânt al Crucii Roșii Americane prezent la locul incidentului. În clădirea unei școli primare din apropiere, autoritățile au creat un centru de relocare pentru localnicii sinistrați. Vineri dimineață, pompierii newyorkezi încercau să stingă și un alt incendiu la o clădire de 6 etaje situată la 5 km nord de locul primului incident, a adăugat sursa citată.